Bine ai venit! Numele meu este Mădălina și sunt gazda podcastului Thinking Made Visible. Ce asculți acum este un manifesto, un prim episod prin care vreau să-mi fac gândirea vizibilă despre acest podcast. Thinking Made Visible este după 3 ani în care am creat podcasturi pentru alții și le-am fost sprijin în a-și face vocea auzită, primul podcast ce împartă numele. E creat cu iubire, în primul rând, pentru că asta pun în cam tot ce fac. Apoi am pus și structură, pentru că asta mi-e meseria de zi cu zi, să pun viziunile altora în structuri, prin marketing, comunicare și conținut. Iar în final, e creat prin înțelepciunea celor care au acceptat invitația mea și aleg să-și facă gândirea vizibilă pentru tine. Hai să mai descoperi detalii despre mine în episoadele viitoare, dar ce trebuie să știi este că una dintre valorile mele cele mai înalte este educația. Această valoare s-a format în timp, iar faptul că am activat în ultimii 8-9 ani în industria de dezvoltare personală din România a contribuit la cine sunt și la ce știu să fac azi. Învățarea continuă e fundația unei vieți trăite din plin. Asta cred. Și tocmai de aceea am ales să creez un podcast care este, de fapt, un continuu context de învățare în care te invit să-mi fii alături. E creat de fapt pentru tine, dar eu sunt mesager sau liant, dacă vrei. Un om de legătură care îți aduce mai aproape cunoștințe, idei, planuri, povești, lecții sau provocări venite de la creatori diversi. Pentru mine, să înțeleg cum e felul cel mai eficient de învățare. Așa învăț cel mai repede, mai clar și mai ales pot să replic ce învăț. Cred că acest cum ai gândit este felul cel mai bun în care putem învăța unii de la alții și nu mă refer doar la ce are de câștigat persoana care află, de exemplu, de la mine, cum am gândit o lansare de produs. Mă refer la un context în care toate energiile implicate se dezvoltă. Cel care întreabă își antrenează înțelepciunea de a adresa întrebări inteligente. Cel care este întrebat se pune în contextul în care se explice cum a gândit într-o anumită situație pentru ca alții să înțeleagă acțiunile. Dar cel mai important din punctul meu de vedere este schimbul de dincolo de ego. Faptul că un învățăcel, dacă vrei, îndrăznește să întrebe, demonstrează că este deschis să recunoască ce nu știe. Faptul că cel întrebat îndrăznește să răspundă mai amplu, prin a-și face gândirea vizibilă, demonstrează că e pregătit să dea altora ce știe, fără teama că pierde el ceva. Thinking Made Visible este un context. Un context în care mi-am propus să aduc la un loc oameni minunați care creează și aduc în plan fizic idei. Un loc în care să vorbim mai des despre ce pare că nu vorbim suficient. Cum? Cum ai ajuns aici? Cum ai făcut și mai ales cum ai gândit. Are la bază un principiu, fă-ți gândirea vizibilă. Și acest principiu e fundația fiecărei conversații pe care o vei descoperi de acum încolo. Thinking Made Visible este un podcast viu, un podcast care nu are o singură temă, nu are o singură direcție. În unele episoade vei auzi doar vocea mea. Vor fi episoade mai scurte în care am să-mi fac gândirea vizibilă legate anumite idei. În alte episoade vei auzi nu doar vocea mea, ci și vocea unui invitat sau a mai multora care își vor face gândirea vizibilă pentru tine. Vorbim despre de toate. Viață, spiritualitate, marketing, vânzări, afaceri, tehnologie, sport, sănătate, alimentație, comunicare, de toate, dar cu același principiu în minte. Îmi doresc să îți aducă orice ai nevoie în acest moment. Poate îți vei găsi răspunsuri, poate vei găsi aici mentori, poate ai să întrebi chiar tu. Poate ai să pornești conversații cu alții de la ceva ce auzi aici. Sper tare să fie așa. Habar n-am ce-ți va aduce. Știu doar că am șansa să descoper gândirea unor oameni pe care îi admir și îmi doresc să împărtășesc această călătorie cu tine. M-aș bucura să vrei și tu asta, iar dacă e așa, te invit să asculți primul episod. Hai să înțelegi mai multe despre principiul Thinking Made Visible și sper va fi primul episod dintr-o serie amplă care îți va deveni obicei săptămânal. Contează mult că ești aici, acum, și asculți cuvintele astea, așa că îți mulțumesc pentru timpul și atenția ta. Ne auzim curând. Până atunci, fă-ți gândirea vizibilă!
Așa dădeam startul, acum un an, podcastului Thinking Made Visible. Cuvintele pe care le-ai auzit adineori sunt parte din Manifesto sau episodul 0 al podcastului despre gândire făcută vizibilă, care a apărut public fix acum un an. Astăzi este, așadar, aniversarea primului an de podcast. Am făcut atunci un pariu cu mine, unul care a venit pentru că așa a fost menit să fie. A venit după luni multe de negociere cu mine, după discuții despre content, invitați, design și mai ales despre concept. Și a venit ca să forțeze limite și să mă ajute să duc gândiri cu sens spre oameni care caută sens, de orice fel o fi el. E pregătit, desigur, și un rezumat cu cifre și rezultate și impresii și testimoniale, pentru că vreau să-mi fac gândirea vizibilă despre primul an de podcasting din mai multe perspective, dar nu azi. Azi e despre tine. Vreau să sărbătoresc acest prim an de Thinking Made Visible prin gândirea ta. Azi te invit să-mi fii partener sau parteneră într-o nebunie care sper să fie la fel de frumoasă pe cât pare de curajoasă. Te invit să fii coautor în cartea Thinking Made Visible. Am avut 10 de invitații anul acesta, unul mai deosebit ca altul, iar conversațiile cu ei, deși au generat testimoniale wow și de la public, semn că folosesc și altora, cred că le-am făcut pentru sufletul meu. Am vorbit despre relații, bani, afaceri, schimbare, emoții, comunități, fericire, marketing și multe altele, dar am vorbit cu o mână de oameni. Și conceptul de gândire făcută vizibilă nu e doar pentru o mână de oameni. Fă-ți gândirea vizibilă. Așa am încheiat multe dintre episoadele din acest an și m-am întrebat dacă e de ajuns doar să te îndemn să faci asta. Dacă aș putea să fac mai mult? Mai mult, adică să creez eu contextul în care, la fel cum atâția invitați au făcut gândirea vizibilă, să o faci și tu. Ideea mea, pusă cap la cap cu ideea tehnică a partenerului meu Ștefan, e fundația invitației pe care azi ți-o fac ție și altor câtorva mii de oameni. Fă-ți gândirea vizibilă în prima carte colectivă despre hashtag gândire făcută vizibilă din România. Te întreb cum? Intră, după ce asculți întreg episodul, pe www.thinkingmadevisible.ro. Ai link, desigur, și în descrierea episodului, ca să-ți fie super simplu, dar ascultă-mă până la final. Când intri în site, ai să descoperi contextul despre care vorbeam și pașii pe care i-ai de făcut ca să poți să scrii în carte. E totul acolo și e mai simplu decât crezi. Nu costă nimic. Nu există criterii pentru cine poate să scrie și cine nu. Nu contează ce meserie ai, dacă lucrezi cu oamenii sau ba, dacă faci ceva tehnic sau ceva cu sufletul. Cartea Thinking Made Visible este o colecție de gânduri ale oamenilor care ascultă acest episod sau ale altora care știu despre gândire făcută vizibilă. O colecție care se întâmplă fix cum se întâmplă, adică nu edităm textele, cel mult corectăm unele greșeli de scriere, dacă apar. Nu alegem noi subiectele, le lăsăm să vină de la autori. Nu ordonăm alfabetic sau pe tematici capitolele, le lăsăm să se completeze unele pe altele în fix ordinea în care tu și ceilalți autori veți alege să scrieți. Singurele limite sunt 1. Fiecare capitol din carte va trebui să aibă minim 500 de cuvinte și maxim 1500 de cuvinte. 2. Azi e prima zi în care poți să scrii în cartea Thinking Made Visible, iar 31 ianuarie 2022 va fi ultima. Dacă se întâmplă să adunăm peste 50 de texte mai repede de 31 ianuarie, vom închide site-ul mai repede. 3. Păstrăm în carte doar textele care nu jignesc, nu calomnează pe nimeni, au limbaj corect, articulat și nu aduc ofense nimănui sau niciunui fel de a fi sau de a gândi. Poți să scrii despre orice, despre iubire sau despărțire, despre business sau contexte de la locul de muncă, despre familie, filme, prieteni, Crăciun sau, dacă vrei tu, poți să scrii o poezie. Scrie cu respect, empatie și prezență și conectează-te mereu și la cititorii cărții. Cum se aude când citește un străin, cu iubire și respect, gândurile tale? Fă-ți gândirea vizibilă despre o anume situație sau despre un context, unul cu cap și coadă, nu unul generalist. Du-te în specific ca să poți să cuprinzi în cuvinte sensul
pe care vrei să-l dai capitolului tău. Și cine știe, poate lași loc pentru o carte viitoare unde vei avea nevoie de mai multe cuvinte. Știu ce-ți spune mintea acum. Sunt mai multe contexte. Fie ești entuziasmat sau entuziasmată și deja ai idei despre cum se va numi capitolul tău. Și dacă e așa, te rog, nu amâna să scrii, nu te stresa cu formularea perfectă, pentru că nu e despre perfect, e despre scos în lume gânduri, iar unele dintre ele pot fi imperfecte, fix cum au fost și unele dintre episoadele Thinking Made Visible de anul ăsta. A doua variantă, începe o voce în mintea ta să-ți spună că tu nu ai ce să scrii, că n-ai tu ce să spui altora, că gândirea ta vizibilă nu are impact asupra altora și că e mai bine să taci. Te rog să nu crezi cuvintele astea. Dacă e ceva ce m-au învățat cele aproape 50 de episoade Thinking Made Visible, este că oricât aș planifica eu în avans, oricât aș gândi subiectele episoadelor pentru cu tare audiență și cu tare subiect, or să fie oameni care aud cu totul altceva din episod și îi dau un sens la care eu nu m-am gândit. Un sens care e plin de frumusețe pentru simplul motiv că pentru acele persoane el aduce claritate. Gândurile tale pot ajunge la un om care avea nevoie fix de acele cuvinte ca să reziste azi. Experiența ta poate crea o legătură între tine și un străin care n-are curaj să scrie, dar te citește în liniște. Cuvintele tale pot aduce la viață idei pe care poate nu le-ai spus până acum cu voce tare și pe care nici nu vrei să le semnezi. Și nu-i bai, semnează-le cu anonim și noi publicăm așa. Fă-ți gândirea vizibilă. Ăsta e felul în care te invit să celebrăm un an de Thinking Made Visible. Hai să facem acest concept și mai mare decât e, prin simplul fapt că ne exprimăm cu toții într-o carte al cărei format nu știm încă precis cum arată, dacă va fi digital sau poate va fi o carte fizică, dacă va fi colorată sau ba, dacă va fi mai mare sau mai mică, nu știm. Textele și ce aduc ele vor dicta și forma cărții Thinking Made Visible. Fă-ți gândirea vizibilă pentru ca eu, echipa Thinking Made Visible, ascultătorii noștri și oameni care poate abia acum află despre conceptul de gândire vizibilă, să prindă curaj și să facă asta tot mai des. E ziua gândirii făcută vizibilă azi. E ziua mea și a lui Ștefan și a Dianei și ziua Mariei și a lui Adrian și a lui Alex și a lui Flavius. Oamenii ăștia fac magia din spatele acestui vestu public. Și pe lângă oamenii din echipă, e și aniversarea ta. Un podcast e viu atâta timp cât are ascultători. Unul singur să fie și podcastul trăiește. Ori dacă auzi aceste cuvinte, tu dai viață podcastului Thinking Made Visible, așa că azi e și aniversarea ta. Nu am găsit cale mai bună de sărbătorit acest moment împreună decât așa. Să creăm, tot împreună, o carte colectivă despre gândire făcută vizibilă. O carte despre tot și nimic. O carte prin care să dăm grai gândurilor și ideilor noastre. Te invit ca de ziua lui Thinking Made Visible să scrii în cartea noastră, a mea și a ta și a oricui o vrea. Du-te pe www.thinkingmadevisible.ro chiar acum. Nu găsesc cuvinte mai pline de sens care să-ți spună cât de mult contează pentru mine că asculți acest podcast. Așa că încheie episodul cu două idei. 1. Mulțumesc că îmi dai timp din viața ta de fiecare dată când alegi să asculți un episod din Thinking Made Visible. 2. La mulți ani Thinking Made Visible, să fie primul an din mulți și să reușim împreună să le dăm sens tuturor anilor ce vor veni.